Bine v-am regăsit, dragilor, la un nou vlog. După o lungă perioadă de timp, vă salut din nou. Știu că atunci când trecea mult timp și nu filmam nimic, vă reaminteam de perioada lui Ruti. Acum a urmat o perioadă în care a trebuit să mă mobilizez puțin, o perioadă în care m-am liniștit și prin mesajele pe care le primesc din partea voastră și prin chemarea pe care o am, știu că trebuie să fiu aici. Și indiferent că am inima zdrobită, indiferent de stările mele, indiferent de gândurile mele și indiferent de lacrimile care curg pe față, trebuie să mă șterg, să-mi dau un refresh și să fiu aici, pentru că știu că Dumnezeu are de vorbit. Mulțumesc pentru că sunteți aici, mulțumesc pentru susținere, atât eu cât și Adi, ne simțim binecuvântați pentru că vă avem. Simt nevoie să spun asta, mai mulți sunt pentru noi decât împotriva noastră. Vreau să vă binecuvintez la început de vlog și vă voi binecuvânta și la final de vlog. Mi-a fost dor, indiferent de situație, mi-a fost dor. Dar știu că sunt în gândurile voastre și știu că vă rugați pentru noi și pentru inimile noastre. În data de 9 octombrie am fost invitată la o conferință, prima mea conferință. Și ce har și câtă binecuvântare să fiu invitată și să fiu prezentă și Dumnezeu să încurajeze inimi. Am primit multe mesaje în urma acelei conferințe de la București, Biserica Renovatio. M-am simțit tare bine primită și a fost tare frumos acolo și am întâlnit oameni frumoși și am legat relații foarte frumoase și a fost ca o binecuvântare tot acel timp petrecut acolo. Am ales un subiect după multe lupte și a fost o încurajare. În primul rând, subiectul este pentru mine și apoi pentru voi. Niciodată nu mă voi trezi să sfătuiesc, ci orice îmi pune Dumnezeu pe inima aceea vorbesc sub călăuzire, după multă rugăciune. În primul rând, mesajul îl iau pentru mine. Dar mulți ați auzit mesajul de la conferință și știu că mulți nu l-ați auzit, așa că am simțit puternic în duhul meu să vorbesc din nou despre o provocare pe care o întâlnim noi mamele, noi femeile și nu numai, dar mă raportez vouă pentru că sunteți în număr mare. Provocarea de a începe ziua cu Dumnezeu, provocarea de a ne închina. Și voi începe cu un verset din Luca, capitolul 10, versetul 42. Dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună, care nu i se va lua. Vreau să te întreb astăzi, cum ești tu? Cum sunt eu? Sunt ca Maria? Sunt ca Marta? Uneori sunt și Maria și Marta? Vreau să te întreb astăzi. Eu m-am întrebat și spre rușinea mea, de foarte multe ori, am fost ca Marta. Și nu este un lucru greșit să fii harnică, să fii energică, să fii gospodină, dar vreau să devin o Maria astăzi și vreau ca zilele mele să arate așa. Stând cu Biblia deschisă, cu o carte în față, stând pe genunchi, spunându-i lui Dumnezeu tot, să alerg la cruce prima dată, indiferent de câtă treabă mă așteaptă în ziua respectivă. Eu mi-am format un obicei. Atunci când soțul meu pleacă la muncă, înainte de a pleca, mă trezesc, pe lângă cafeaua de dimineață, ne închinăm, pentru că simt să cer protecția lui Dumnezeu pentru ziua respectivă. Știu că sunt mămici care își duc copiii de vreme la școală, dar cunosc mămici care, înainte de a merge la școală cu copiii, se roagă împreună și citesc un cuvânt împreună. Cunosc și mă bucur foarte mult de educația pe care le oferă. Mă minunez de fiecare dată. Vedem cel mai de seamă oaspete în casa Mariei și a Martei. Ospitalitatea în vremea aceea era foarte bine primită. Locuința lor era o oază de liniște pentru Isus. Acolo Isus găsea pace și căldură. Mă întreb dacă Isus în casele noastre găsește pace și căldură.
M-am întrebat de multe ori, ce ar găsi Iisus dacă ar veni în casa mea? Ar găsi pacea și căldura despre care vorbește Biblia? Sau ar găsi mult zbuciu, multă suferință, abuz, răni, jigniri, reproșuri? Ce ar găsi Iisus? O, Doamne, ai milă de casele noastre, ai milă de noi, ca soții, ca mame, ca femei, de soții noștri, și ajută-ne zilnic ca să ne pocăim. Avem nevoie de asta. Așadar, vedem că Maria și Marta nu au prea mult timp de pierdut, pentru că Iisus urma să vină. Probabil mă gândeam, Maria la început a ajutat-o pe Marta cât a putut, după care ea s-a pregătit. Știa că vine Iisus. În schimb, Marta, cea harnică și energică, și mă repet, nu e un lucru greșit să fie așa, din contră, era cu gândul doar la treabă. Știa că vine Iisus, masa trebuia să fie gata, curățenia și așa mai departe. L-a întrebat pe Iisus: Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să mă îngrijesc singură de treburi? Spune-i dar să mă ajute. Mă gândeam cât curaj din partea Martei să îi atragă atenția Mariei în fața lui Iisus, să-i spună direct aceste cuvinte lui Iisus. Marta i-a cerut lui Iisus să o mustre pe Maria, dar Iisus i-a răspuns blând. Te întreb astăzi, atunci când ești provocată de sora ta, de prietena ta, de mama ta, de o cunoștință, când ți se atrage atenția, cum reacționezi? Vrem să urmăm astăzi exemplul lui Iisus, blând. Cât de important este atunci când atragem atenția unei persoane, cum să o facem? Este bine să ne rugăm înainte, ca Dumnezeu să ne dea o atitudine înțeleaptă pentru a nu a răni. E foarte frumos când spunem, draga mea, uite, lucrul acesta m-a deranjat, mi-ar plăcea ca data viitoare să fii mai atentă, sau, soră dragă, m-ai deranjat foarte tare, vezi că m-ai rănit și nu-mi place. Oh, de câte ori mi s-a întâmplat să mi se atragă atenția așa, în modul acesta. Și evident că ne e greu să primim mustrarea. Urmăm exemplul lui Iisus astăzi, blând. Evident că Iisus nu găsea nimic greșit în ceea ce făcea Marta, da? Faptul că era ospitalieră, e un lucru tare frumos, fiți primitori de oaspeți, împlinim Biblia, da? Și Dumnezeu cu siguranță ne va răsplăti lucrul acesta. Dar Iisus nu s-a referit la masa dată de Marta, ci la prioritățile ei. Cum suntem noi astăzi? Revin cu aceeași întrebare, Marta sau Maria? Nimic, dar absolut nimic, nici copiii, nici curățenia, nici spălatul vaselor, nici soțul, absolut nimic nu trebuie să ne împiedice din a avea părtășie cu Dumnezeu, din a avea acel timp prețios. De multe ori ne focusăm pe hărnicia Martei și pierdem de cele mai multe ori esențialul, lucrurile care contează cu adevărat. Mă gândesc că cu siguranță Marta nu s-a supărat pe Iisus și nu a nutrit resentimente față de el, ci din contră a primit mustrarea. Cine nu are nevoie din când în când de o corectare? Dar contează, repet, modul cum corectăm. Blând. Maria a înțeles cu adevărat ce înseamnă să stai la picioarele lui Iisus, să vii la crucea lui Iisus, să-i spui lui totul. Maria a înțeles lucrurile acestea și a înțeles că trebuie să pună lucrurile acestea pe locul secundar și pe primul loc să fie părtășia cu Iisus. A pus închinarea în capul listei. Timpul petrecut în prezența lui Iisus și la picioarele lui alimentează acțiunile noastre de slujire. Eu, ca să stau în fața voastră prin harul lui Dumnezeu, trebuie să am o viață personală cu Dumnezeu. Trebuie să am timp de părtășie, trebuie să înțeleg ce înseamnă rugăciune, să știu ce înseamnă rugăciunea, lauda și așa mai departe. Nu pot veni oricum în fața voastră. Acțiunea mea de slujire este alimentată de timpul petrecut cu Dumnezeu. Cum pot eu birui ispita dacă nu am la bază rugăciunea? Cum pot face față provocărilor din jurul meu dacă nu am la bază părtășia cu Dumnezeu? Cum pot să-i răspund unei persoane care mă rănește dacă nu cunosc cuvântul și dacă Hristos nu este în mine? Și dacă, repet, nu am la bază părtășia și rugăciunea? Este foarte important să ne rugăm, Doamne, învață-mă cum să reacționez, Doamne, învață-mă cum să am o atitudine corectă, Doamne, învață-mă cum să... Când să spun da, când să spun nu, învață-mă să am înțelepciune în lucrurile de zi cu zi. Un psiholog spunea că dacă 30 de zile încerci un exercițiu, vei reuși, îți va intra în ritm.
va fi ceva normal, da? 30 de zile, încearcă să ai părtășie cu Dumnezeu și aceasta va deveni ca un, această părtășie va deveni ca un exercițiu la matematică. Nu-l înțelegi prima dată, nu-l vrei să-l mai faci a doua oară. Ai tot felul de treburi, poate pe lângă acel exercițiu, dar cu cât îl faci mai des, cu atât îți va intra în ritm și vei prinde drag și vei prinde dragoste și nu vei face asta pentru trebuie să citesc din Biblie. Nu, îmi doresc. De dragul lui Iisus vreau să învăț mai mult, de dragul lui Iisus vreau să practic mai mult, de dragul lui Iisus vreau să mă rog mai mult, de dragul lui Iisus vreau să stau de vorbă cu El. Dacă auziți zgomote stânga-dreapta, vă cer iertare, nu am altă soluție. Jason s-a trezit între timp și i-am pregătit câteva jucării. Cum putem noi să devenim femei dedicate? 1. Alege căile lui Dumnezeu. În fiecare zi și cu fiecare ocazie, implică-L pe Dumnezeu. Eu de foarte multe ori îl implic pe Dumnezeu și în cele mai mici lucruri. 2. Să ne consultăm cu Dumnezeu. Doamne, ce ai vrea ca eu să fac? Doamne, cum ai vrea ca eu să fac? Doamne, ce vrei de la mine astăzi? Cum pot să-ți fiu pe plac? Cum pot să fiu de ajutor unei persoane, poate care este în nevoie? Ce pot face eu astăzi pentru tine, Doamne? Să ne consultăm cu Dumnezeu, să-L întrebăm pe El. Începe cu rugăciune. Doamne, deschide-mi ochii spirituali, urechile spirituale, să pot înțelege cuvântul Tău, luminează-mă. Nu doar să citesc, ci să și înțeleg. Înainte de asta vreau să vă spun o strategie pe care o aplic de fiecare dată. Indiferent că sunt obosită, indiferent că este 1 dimineața sau 12 noaptea, îmi curăț casa. De sus până jos îmi las casa curată, aspirat, spălat pe jos, totul pregătit, ca eu a doua zi să câștig mai mult timp pentru familie, ca eu a doua zi să câștig mai mult timp pentru Dumnezeu, să nu stau toată ziua de dimineață până seara și să fac curățenie, să strâng jucării, să spăl pe jos și să spăl vase și așa mai departe. Lista poate continua. Noaptea calc, mi împăturesc hainele și pentru că se adună și vreau să-mi las casa curată ca eu a doua zi să fiu liberă. Îmi găsesc timp pentru Dumnezeu, pentru Jason, pentru Adi, pentru familie. Dacă nu reușești să citești, nu te învinovăți. Scopul nostru este părtășia, nu realizările. Personalizează-ți ritmul, fii realistă în această călătorie. Dacă ai început recent să citești Biblia, fie că ești mămica unor copii mici sau studentă, fii consecventă. Mai bine cu o porțiune mică decât să citești mult și să devină totul obositor, copleșitor pentru tine. Ține la îndemână un carnețel și un pix. Vei fi mai motivată să citești și să scrii. Atunci când îți notezi ceva, probabilitatea de reținere crește. Stabilește un timp. Fiecare mămică, fiecare femeie are ritmul ei personal. Un ceas cu alarmă te va ajuta să și-ți va reaminti întâlnirea ta cu Iisus. Pregătește-ți un loc în casă, îți va fi de mare ajutor să privești acel colțișor cu Biblia, carnețelul, fixul, vei fi tentată ca să mergi la acel loc ușor și să ai întâlnirea ta cu Iisus. Și nu în ultimul rând, caută răspunsuri. Ce am învățat despre tine, Iisus, astăzi? Ce lecție de viață am învățat? Ce am învățat despre mine? Despre atitudini și despre priorități. Există vreo lecție pe care o pot pune în practică astăzi? Construiește-ți viața pe stâncă. Nu uita, ești puternică prin El și cu El. Te îmbrățișez!